De cât timp te dai? Dă-te jos. Așa, ține frâna pe față, pornești motorul și împingi, dar împingi ușor. Bravo! Bravo, mă! Acum, știi cum se zice, dă-i la polizor. Era mai bine, dar stai așa, stai. Încă un pic. Acum să nu-l lași în spate. Stai. Ăla-i, ce-ai făcut? Și n-ai frână pe față? Bravo! Fain, faină, faină! Și n-ai trântit, ai ținut-o frumos! Fain, fain, fain! Asta înseamnă să fii puternic! Mă, puțiu, ai căușare în sus, ia-l-ai întorsă! Fain ai ținut-o! Fain, fain! Știi că am fiut prin sus!
aproape ți-a ieșit. Da, într-adevăr, o gumă bună te ajută. Uite, eu mă duc numai în prostie dacă e moale. Asul cu două dungi verzi, poate chiar mai moale. Avem o urcare nouă și se numește urcarea Lică. Nu Răucă, nu Dani, nu Bio, urcarea Lică. E o urcare nouă. Da? Să ne înțelegem. Îi transmită careva la Bio. Și asta va fi tot coborârea Lică. Da, urcare coborâre, el e Lică. Nenea asta din față și eu aici fac trânta. Asta o să fie urcarea Lică, să știi. Da. Pentru cine nu știe, uite așa denumește o urcare, o coborâre. Muți niște lemne ca să poți urca, rup niște crengi. Și atunci ai dreptul să numești urcarea ta. Că ai făcut ceva la ea, ai descoperit-o, ai curățat, ai bibilit-o. Nu! Poți băieții acu 3 ani să te deau pe ea, doar te trezești tu să-i dai urcarea cu numele tău. Nu de altă dată, multă inteligență. Deci urcarea Lică, de la Țălar. Mm-hmm.
Hai sus. Lică, Lică se prostește, Lică face atmosferă. Am uitat să vă spun că nu are frână pe față. Cât de cât?